Campionatul național de volei al junioarelor, sezonul competițional 2015-2016, a demarat la 4 octombrie, atunci când au fost programate primele jocuri din cele 7 serii alcătuite la nivel național. Formația Colegiului Național Mircea cel Bătrân Râmnicu-Vâlcea, un echipament galben-negru, activează în seria a 5-a alături de reprezentantele cluburilor similare din Caransebeș, Lugoj, Deva și Craiova. O serie alcătuită așadar din 5 echipe, astfel că în runda inaugurală, una dintre formații nu a avut adversară. Aceasta a fost chiar echipa vâlceană, motiv pentru care elevele antrenoarei Nicoleta Margărit erau nerăbdătoare să debuteze în noul sezon. Conform programului stabilit de Federația Română de Volei, vâlcencele au intrat în luptă în etapa cu numărul 2 și au jucat pe propriul teren din sala Capela, acolo unde au primit vizita echipei Colegiului Național Nicolae Titulescu din Craiova. A fost așadar tradiționalul derby al Olteniei, o partidă în care oaspetele își doreau să parafeze a doua victorie consecutivă după ce au obținut în prima etapă la Craiova 3-1 în dauna formației Cetate Deva, în timp ce echipa vâlceană era hotărâtă să debuteze cu dreptul în fața propriilor suporteri. Încurajările prietenilor și părinților au avut efectul scontat în primul act, un set extrem de echilibrat, la capătul căruia gazdele s-au impus cu 25-20. Craiovencele s-au concentrat mai mult în următoarele două seturi, pe care și le-au adjudecat simetric, ambele cu 25-19. În actul al patrulea, vâlcencele au reușit să scape de tracul debutului, fapt concretizat la finalul setului respectiv, pe care l-au câștigat cu 25-18 și au trimis meciul în decisiv. Ambele formații își asiguraseră cel puțin un punct, cunoscut fiind faptul că un meci câștigat cu 3-2 aduce numai două puncte învingătoare și unul echipei învinse. Tiebreak-ul s-a dovedit cel mai echilibrat act al întâlnirii, ambele echipe trecând pe rând în avantaj. Încurajările propriilor suporteri s-au dovedit din nou hotărătoare, și asta pentru că finișul a aparținut formației vâlcene, care s-a impus cu 15-12, obținând astfel o victorie prețioasă la capătul unui joc cu final incandescent. Excelent! Eu și colegile mele ne-am descurcat bine. Sper să mai avem asemenea experiențe și ne bucurăm că am câștigat. A fost un meci greu, ne-am luptat pentru el și ne-am luptat cel mai mult în ultimul set pentru că ne-am dorit cel mai mult să câștigăm și am mai jucat cu ele și nu ne așteptam să fie așa de dificil. A fost un meci important pentru mine, am câștigat cu greu 5 seturi. Primul set am jucat bine, ne-am dezorientat în setul 2 și 3, dar am revenit în forță după. Debut cu dreptul așadar pentru echipa vâlceană în campionatul național al junioarelor și evidente motive de satisfacție pentru antrenoarea Nicoleta Margărit. Este primul meci din acest campionat. De două săptămâni, urmărindu-și colegii două duminici la rând, au avut o mare nerăbdare pentru a începe și ele parcursul în acest campionat și cred că emoțiile de debut și-au spus cuvântul. Așa cum se spune, totul e bine când se termină cu bine. Mă bucur că într-un final publicul spectator a realizat că aceste fete asta și-ar fi dorit de la bun început, să se simtă privite și aplaudate și apreciate și susținute. Am avut mare noroc cu acest sprijin și faptul că într-un fel și-au dat seama într-un târziu că totuși vor victoria. Chiar dacă a fost cu 3-2, consemnăm victorie. Este un debut frumos, chiar dacă sunt multe încă lucruri de pus la punct. Deocamdată să consemnăm victoria de astăzi cu 3-2, o evoluție de excepție din punctul meu de vedere astăzi, sigur, cu greșelile inerente, pentru că nu poți juca perfect. Apreciez în mod deosebit, am spus pentru asta, jocul Marei Moldovanu și al Naidei lui Can. Mi s-au părut a fi cele care în momente critice au reușit să rezolve mingi chiar și în situații dificile și care au punctat conform indicațiilor pe care le-am dat. Pentru că timp de două seturi și mai bine, aproape parcă nu auzeau indicațiile mele, deci emoțiile au fost cele care astăzi au făcut ca jocul lor să pară un pic copilăresc, așa, parcă n-ar fi avut atâta pregătire în urmă. Dar emoțiile, într-adevăr, tulbură foarte mult prestația oricărui jucător și lucrurile astea se întâmplă și la jucătorii consacrați, cu atât mai mult la copii.
Eu sper totuși că lucrurile vor merge din ce în ce mai bine și veți avea ocazia să vedeți într-adevăr aceste fete ce potențial au și ce pot ele să realizeze cu adevărat. Antrenoarea echipei Vâlcene și-a făcut o serie de calcule în ceea ce privește configurația finală a clasamentului și șansele elevelor sale în compania celor patru adversare aflate în această grupă. Le cunoaștem doar teoretic, pentru că nu ne-am întâlnit de foarte mult timp cu ele. Dacă ar fi să judecăm prin prisma centrelor de volei pe care aceste echipe le reprezinte, ne-am așteptat să avem adversari de luptă, în primul rând. Mă gândesc aici la echipa din Caransebeș, la echipa din Lugoj. Din ce datele culese până în acest moment despre aceste echipe, Caransebeșul numai aici a fost, din păcate, așa cum toată lumea suferă, că peste tot în școlile de volei recunoscute constatăm aceeași pierdere de copii din masa mare de jucători. Lugojul este o echipă care, din toate informațiile și din ce mai știm noi și am reușit să mai și vedem, este o echipă frumoasă, cu o selecție foarte bună. Sunt fete care au început instruirea comună cu ceva timp în urmă și au menținut această grupare, deci Lugoșul, din punctul meu de vedere, la finalul de retur, pot să spun, va fi ocupanta primei poziții. Iar în rest, Deva, o echipă cu un debut în campionatul juniorelor și atunci cred că lupta va fi pentru locurile 2-3, va fi între noi celelalte și se detașează față de noi echipa din Lugoj. Următoarea etapă din campionatul național de volei al junioarelor este programată la 1 noiembrie, atunci când echipa vâlceană va juca în deplasare împotriva formației Clubului Sportiv Școlar Caransebeș. Până atunci însă, voleiul nu va lipsi din sala Capela și asta pentru că duminică 25 octombrie este programat un interesant cuplaj în care echipele de cadeți ale Colegiului Național Mircea cel Bătrân Râmnicu-Vâlcea vor disputa etapa a doua. Fetele vor primi vizita formației similare din Lugoj, după care băieții vor juca un nou derby al Olteniei împotriva echipei din Craiova.